Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, discuții de entertainment, podcast-uri de entertainment, știri de entertainment, foarte multe chestii de genul ăsta, nerdici, geekici, diferite, să spunem altfel față de ce găsiți în mod normal pe YouTube românesc. Dacă vă place, apăsați subscribe. Dacă vă place foarte mult, o să vedeți mai încolo. Asta e o recenzie de carte. O recenzie de carte care a câștigat sondajul asupra la ce carte ați vrea să facem recenzia următoare. Și iată că avem acum câștigătorul, și anume The Witcher. Saga The Witcher. Cele 8 cărți, care de fapt sunt 5. Așa că, fără să avem timpul, haideți să începem să ne vorbim despre The Witcher. Așadar, în ultimii 10 ani, fantasy-ul a devenit din nou cool, a devenit cool la nivelul ăla de big money cool. Pentru că până acum fantasy-ul era un fel de, e pentru nerds, pentru geeks, pentru ea care stau în peșteră. Între timp nu mai e așa, datorită, evident, Game of Thrones. Chiar dacă în precedență Tolkien și al său Lord of the Rings a fost și a fost mereu ceva enorm, și chiar dacă Harry Potter a avut o influență destul de mare asupra cinematografiei, în același timp trebuie înțeles că lumea, adulții mai ales, nu erau big into fantasy. Erau în continuare cărțile pentru copii, mai ales Harry Potter și Lord of the Rings. Pentru că așa au fost mereu poziționate, așa au fost recepționate de către public, dacă putem să spunem asta. Între timp, apar aceste două cărți, amândouă în anii 90, amândouă cam în aceeași perioadă de altfel. Lord of the Rings, adică Game of Thrones, pe de o parte la George R. R. Martin și pe cealaltă parte în Polonia, după chiar 10 ani de când au început să apară, apare și prima carte legată de acest univers nou, The Witcher. Andrei Sapkowski. Sapkowski este numele autorului, iar el începe să le scrie ca și mini-novele, mini-stories, mini-povești în diferite reviste fantasy, sci-fi din Polonia comunistă. Pe parcurs se curtizează într-o mică carte, prima carte de altfel, The Last Wish, doar că prima carte nu e și prima carte din saga principală, pentru că de fapt ce s-a întâmplat? Omul pe lângă a început să scrie micile novele, le-a scris, aveau sens cu personajele, erau toate în același univers, până la un moment dat când începe să spună povestea aia mare. Așadar, omul scrie novele, după care la un moment dat începe să scrie The Main Saga. Primele trei cărți apar la o mare distanță una după cealaltă, așa că dacă vă așteptați să fie la nivelul Game of Thrones, care durează 70 de ani după fiecare carte, nu e cazul. Saga s-a și încheiat de altfel. Și omul încă mai scrie, mai mult de atât, numai că mai scrie, deci în afară de cele 5 cărți în saga principală, mai apare încă o carte și în 2013, practic autorizează o serie de scriitori să creeze mini stories, mini povești în universul său și în 2017 o face din nou. Așadar, practic universul în care se desfășoară acțiunea în acest The Continent of whatever the fuck, nu are un nume, e foarte mare. E plin de personaje și se va extinde cu siguranță. De altfel, se consideră că jocurile The Witcher sunt și ele nu neapărat canon, dar semi-canon, oarecum incluse în poveste. S-ar putea să devină canon la un moment dat, asta e chestia. Ideea e că e atât de alambicat toată povestea asta, încât aș spune că este unul dintre părțile negative ale operei, să zicem așa. De altfel, opera e foarte bună, dar nu se ridică la nivelul de A Song of Ice and Fire sau la nivelul lui Tolkien de asemenea. Este mult mai, aș spune, comercială. În schimb, are un succes destul de mare pentru că este adult-themed. Pentru că, de fapt, asta este toată chestia. E foarte important că e lungă, e destul de detaliată, dar este și pentru adulți. De altfel, dacă o să citiți cărțile principale, o să observați, există foarte multe teme de relație interumană adultă și mai puțin pentru copii. Există și o parte de fantasy, da? Dar nu este high fantasy. Deși are magie puternică, este la fel un tip de magie, e medium magic, aș spune. Dacă low magic este George R. R. Martin și high magic este Lord of the Rings, îți spune că magia din universul ăsta al lui Witcher e undeva la mijloc. Vâșitorii sunt suficient de puternici încât să facă tot fel de chestii, dar îi lovește și pe ei, consumă și pe ei faptul că trebuie să facă o astfel de magie. Așa că se aseamănă cât de cât cu magia din Game of Thrones. Dar, lăsând deoparte comparație Game of Thrones, de ce merită citire cărțile astea? Nu o să vă dau prea multe spoilere despre poveste, pentru că de-aia trebuie să le citiți. Ce trebuie să înțelegeți este că sunt 5 cărți, destul de voluminoase. Practic, cărțile trebuiau să se numească Aventurile lui Geralt sau Gerald, depinde pe cine întrebi, and Ciri. Pentru că, de fapt și de drept, în afară de prima carte, Blood of the Elves, urmăresc majoritar aventurile lui Ciri. Iar personajul a cărei perspectivă urmărim în ultimele două cărți, foarte multe ori este Ciri. De aceea, la un moment dat, cărțile, sau cred că autorul Andrei Sapkowski, reușește la un moment dat să treacă prin
sau dezvoltă povești și își dă seama că pentru a o face mai interesantă trebuie să treacă și prin toate etapele astea în care schimbă personajul principal, oarecum, pentru că este un swap între ele. No spoilers, aventura e lungă, e parcursul mai multor ani, de altfel, aș spune că e de fapt mai multor, aș spune că în ultima carte, da, pe parcursul a câțiva ani, personaje foarte multe, cu foarte multe scene de high fantasy, dar și de low fantasy de asemenea, are niște personaje interesante. Trece și prin seria de Lone Rider, Party of Heroes, cei 5 eroi, the Holy Trinity, healerul, tankul și cu damage dealerul, așa mai departe. Adică are elemente fantasy foarte bine conturate. Ce e foarte interesant, în schimb, la asta, este tocmai acest stil de a o scrie. S-ar putea să vă piardă pe alocuri. Două dintre cărți au un efect mai, oarecum, de infodump. Practic, cărțile sunt în felul următor, ca să încercăm să vă spun și care sunt cărțile. Ordinea cărților în care să le citiți e în felul următor. Blood of the Elves, Time of Contempt, Baptism of Fire, The Tower of the Swallow și apoi The Lady of the Lake. Cele cinci sunt saga principală. În afară de ele mai există celelalte trei cărți, care sunt în felul următor. The Last Wish, care e un compendium de povești, Sword of Destiny, la fel un compendium de povești, și Season of the Storms, la fel un compendium de povești. Cele cinci cărți, în schimb, felul în care îți spusă povestea, se referă că autora a încercat mult mai mult să aprofundeze personajele. Dacă ar fi să lipsească ceva, cred că în principal lipsește world building-ul în afara contactului lor. Foarte multe ori, la fel ca și în opera lui Martin și în opera lui Tolkien, la fel și în Dune de asemenea, se construiește foarte mult pe în afara personajului, pe trecutul, pe istorie, pe tot ce înseamnă povestea, cum s-a ajuns acolo, știi? Să te facă să crezi că ceea ce vezi nu este legat de cele 2, 3, 1, 5, 9 personaje pe care le ai în momentul respectiv în fața ecranului. Astfel că cei mai importante menționat în cazul acestor cărți, înainte să vă apucați de ele, să vă întrebați dacă vreți acel tip de fantasy. Este un fantasy maestic, nu este în stilul ăsta British American. Se simte chestia, se simte și din ruggedness-ul, din nu știu cuvântul român, ar fi din țărănimea personajelor, oarecum să-i spunem așa. Este mult mai grounded, dar în același timp este mai fantasy decât Game of Thrones, după cum vă spuneam. Merită să le citești. Trebuie să fii atent la a doua carte și la a patra carte, pentru că acolo triști să fii pierdut în adiacentele pe care autorul trebuie să le construiască pentru a putea ateriza acel final. Pentru că finalul, să vedeți, este un final iar diferit față de restul poveștii. Aceste cărți 2 și 4 sunt cele mai dificile de citit. Ce e bine oarecum este că autorul nu încearcă să ascundă mister în el. Nu este o citire cum ar fi cum este Game of Thrones, cum este A Song of Ice and Fire. Este mult mai relaxată citirea. Dar, din cauza că e nevoie să termine într-un anumit fel, veți vedea că adaugă elemente în puncte în care nu ai fi crezut, de exemplu, că mai era nevoie de încă un element care să complice situația. De asemenea, apar la niște personaje care nu mai apar după aceea și pierd importanța oarecum, iar unele se schimbă. De aia, dacă ar fi să o pun în top între Tolkien, Game of Thrones și Witcher, ar fi pe locul 3 în topul ăsta, dar într-un overall fantasy universe, dacă ar fi să judecăm toate marile sagauri fantasy, cred că ar fi undeva între 8 și 15 în locul respectiv, poate chiar sub 10. O să vină și eu, ce mă o să întreb, zine top 10 fantasy-uri, o să vină și ăla, dar e suficient de spus că The Witcher, ca fi să iei o notă, este un 8,2, pe acolo pe nevastă ca și creație. E mișto și pentru că e atât de mare. De foarte multe ori, lumile fantasy, din cauza că se termină la un moment dat, pentru că nu mai există lucruri după, de aia și fiul lui Herbert continuă să scoată cărți legate de Dune, universurile fantasy de obicei, dacă nu continuă, dacă nu evoluează povestea mai departe, mor. Și atunci e fain că acest Witcher, acest univers Witcher, continuă să evolueze prin jocuri, cărți și foarte multe altele. Dacă nu știați, CD Projekt Red tocmai a scos și un joc de un card game, gen Hearthstone, numit Gwent, care este a făcut 100.000 de subredditors în momentul de față, deci are un oarecare succes, așa că why not try it out. Bun, cam atât despre cărțile The Witcher. Sper să le citiți, sper să-mi spuneți ce v-a plăcut la ele, ce nu v-a plăcut la ele, sper să îmi spuneți unde ați poziționat voi în raport cu ceilalți doi master, cu principalii doi mastodonți de fapt, Game of Thrones și Lord of the Rings, și până la viitoare, nu rămâne cât să vă urez, ziua plăcută, numai bine, baftă!